Bătaie pe cașcaval. Mai multe persoane s-au călcat în picioare la un supermarket din Suceava doar pentru a prinde o bucată de cașcaval la preț redus. Iată imaginile. Puneți-mi, vă rog, peștele ăla, leu de portul. E congelată? Da. Alina. Imagini cum rar poți vedea la un supermarket din Suceava. Zeci de persoane s-au bătut la propriu doar pentru o bucată de cașcaval afumat la reducere. Produsul, care avea prețul inițial de 32 de lei, a fost redus până la 19 lei, fapt care i-a motivat pe cei aflați de față să se lupte doar pentru a face rost de cât mai multe bucăți de cașcaval. La un moment dat, unii oameni își pierd echilibrul și cad pe jos, dar tot nu se dau bătuți. Imaginile șocante au fost filmate și postate pe rețelele de socializare, acolo unde mai multe persoane nu au putut trece cu vederea întreaga situație. Discutăm despre acest incident cu președintele Romalimenta, Sorin Minea. Bună seara, domnule Minea! Înainte de orice, e bine să ne amintim că isteria provocată de promoții sau gratuități e un comportament pe care îl vedem în întreaga lume. Nu se întâmplă doar la noi. Rămânând însă la aceste imagini, surprinse la un supermarket din Suceava, vedem mulți pensionari în imagini. Și aș vrea să suprapunem această imagine cu niște date pe care le-am obținut recent de la Eurostat, în care se arată în felul următor: România avea în septembrie cea mai mare rată anuală a inflației din Uniunea Europeană, după Ungaria. E vreo legătură? Între România și Ungaria? Nu. Între imaginile în care bătrâni se calcă în picioare pentru o bucată de cașcaval, cu faptul că în medie prețurile sunt cu 10% mai sus decât anul trecut. O exista vreo greșeală care a fost făcută în Ungaria și se repetă în România? Întrebarea e retorică. După câte știu, ungurii au început să-și facă cumpărăturile alimentare în România. Oare de ce? Deci asta este chestia corectă. În rest, am văzut bătaie mai mare când s-a dat tigăi la promoție. Este o... A spus bine în toată lumea, nu pe mâncare. Pe mâncare e o chestie specifică nouă. Da. Și sunt două lucruri. Sunt oameni bătrâni. Oameni care au prins perioada în care când găseai, cumpărai. Oameni care... Termenul de reducere, și o reducere semnificativă, aproape 50%, îi îndeamnă să cumpere. Acum, o parte dintre ei cumpără să aibă acasă pentru mai multe zile, o parte fiți convinsă că vor revinde vecinilor sau altora. E o nebunie și atâta. Nu există o criză alimentară încă în România. Prețurile sunt mari, dar nu așa de mari încât acești oameni să nu poată mânca. Totuși, ei erau în supermarket. Dar totuși, acest avans al inflației, dacă ar fi să calculăm față de ceea ce s-a întâmplat la anul trecut, raportat la o pensie mică, e o creștere semnificativă, nu? Sigur, mă aștept să-i vezi și pe cei cu pensii foarte mari, bătându-se la o coadă. Asta ar fi ideea meu. Depinde de cașcaval, de ce cașcaval vorbim. Dacă sunt la Maserati, la Porsche, la o chestie de asta, s-ar putea să-i vedem și pe ei. Dar... Să știți că totuși nu este o chestie normală și nu este bazată pe sărăcie. Sărăcia, sigur, este și o cauză. Dar ceea ce se întâmplă, ceea ce văd și eu că se întâmplă, nu e bazat pe sărăcie. E cu totul altceva. E un efect psihic al ceea ce se întâmplă. E isterie colectivă și dorința de a se căpătui. Iar foamea și sărăcia îl face pe om să devină așa. Sunt oamenii care cumpără doar pentru că au un chilipir, au găsit un chilipir. E o nebunie, sincer. E o caracteristică pe care o găsim la persoanele vârstnice sau credeți că s-a transmis din generație în generație? Persoanele vârstnice, cele pe care le văd, au prins așa numita perioadă de aur. O țineți minte, înainte de 89. Când dacă găseai cașcaval, era și un cântec cu cașcaval. Astăzi la alimentare s-a dat cașcaval. Deci, dacă găseai ceva de mâncare, cumpărai în neștir. Le-a rămas și românului a rămas această chestie să cumpere mult. Și după aceea e tendința omului bătrân. Și am avut bunici, și noastră am avut bunici. Țin minte și acum, bunica mea ținea, când eram mic, ținea mărunțișul înfășurat în colțul de la Batistă și îl păstra. Așa prinsese tradiția. Acești oameni încearcă
să recupereze ceva ce n-au. Sunt fericit cu o bucată de cașcaval. Poate le place, poate nu le place. Și sunt convins că au făcut o afacere formidabilă. L-au luat la jumătate de preț. Nici mai contează dacă le place. Deci o chestie care nu este dată de a avea sau nu avea bani. Este dată de modul în care trăiesc, modul în care cresc și faptul că nu știu ce se va întâmpla mâine. E o chestie mult mai complexă. Da. În care, dacă ar fi fost la haine, la orice altceva... La ultimul model de telefon. Toată lumea. La mâncare nu. La mâncare la noi se întâmplă. Da. Vă mulțumesc foarte mult. E trist, așa e. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Minea.